de o oră, cei patru bărbați au profitat de jet ski-uri pentru a se relaxa, la fel cum și ispitele au profitat de activitatea în doi pusă la dispoziție în resort pentru a le da senzația bărbaților că ei dețin controlul pe insulă. Ne-am dus să ne plimbăm, m-am urcat pe ski jet core, bineînțeles. Știi ce-mi trebuia să fac asta? Am făcut cea mai mare greșeală din viața mea. De ce? Pentru că el, ca să se dea în spectacol, a început să facă el nu știu ce scheme și m-a aruncat în apă. O oră de adrenalină pentru toți. Pentru unii, o oră de atingeri ce pot fi catalogate ca neintenționate. Pentru alții, o oră de entuziasm necenzurat. Dar și de demonstrații de putere. Însă pentru Aurel, bărbatul care se află la a doua experiență pe tărâm tailandez, a fost o oră în care adrenalina de la început a fost înlocuită cu agitație. O agitație pe care nu a reușit să și-o ascundă în fața camerei și care a avut ca sursă principală subiectul atenției lui. Femeia pentru care în urmă cu un an, în același loc, dezvoltase o pasiune fulgerătoare până în pragul îndrăgostirii, dar care de data aceasta se află în centrul atenției unui alt bărbat. Măi, noi nu ne-am mai văzut, noi nu ne-am văzut de un an de zile. Noi am stat și am vorbit la telefon câteva, nu știu, mesaje, ce faci bine, așa pe prietenie. Mi-a cerut atunci pozele și mi-am trimis pozele și atât. Te-a căutat? M-a căutat să vorbim. Crezi că și-a dorit o relație? Sunt sigură că el și-a dorit ceva. A fost îndrăgostit de mine și e normal că chiar dacă s-a terminat emisiunea, nu puteau să-i dispară sentimentele. Dar de întâlnit. Da, am fost la ziua cuiva cu fostul meu iubit. În centru vechi. Și ne-am întâlnit cu toți. Dar cu Aurel nu m-am întâlnit niciodată decât eu cu el. Altceva nu a fost nimic între noi. Deci tu cu el nu ai nicio relație de fire? Doamne ferește, deci absolut nicio relație. Doar atunci a fost jumătatea aia de oră. Nu mai țin minte exact dacă am mai vorbit după, dar nu cred, dacă am mai vorbit, cred că bună ce faci atât. Pe insulă cum va fi? Cu tine și patru. Sunt curioasă cum va reacționa el, pentru că o să vadă că deja l-am cucerit pe noul concurent și atunci sunt curioasă cum va reacționa, știi?
poate duce până la capăt. Cel care timp de un an s-a lăudat cu o aventură de care nu a avut parte, justifică zvonul lansat ca pe o răzbunare la adresa ispitei care i-a șifonat orgoliul masculin și imaginea de bărbat șmecher ce nu poate fi părăsit de o femeie. Ai primul trebuie să te dăm de la firție? Nu am luat nimănui viața mea. Și tu pleci de aici? Tu ce a fost inima mea? Ce sufletul meu? Nu că de ea așa, de o fică. Ai înțeles? O vină pe care o recunoaște și pe care în stilul lui nu și-o asumă. Unde am vrut eu? Mai de vină coace, unde am vrut eu? Hai mă, lasă-mă, că mă ia nervic, am auzit multe. Semn că, în ciuda declarațiilor lui pline de emfază, toate fetele știu că au rețea. Asumarea este o schimbare care necesită timp, dar mai ales caracter. Ca să știi de la mine. Dar de ce trebuia să spui, frate, la trei oameni? Nu mai știu, dar nu trebuie să-ți timpul ăla. Aurel, mai f***a. Dar te-a f***a. Nu mai rău de tot. Dar acum nu ai. Crezi că vrea să-ți facă rău? Mai rău? Nu știu ce. Dacă n-am de unde să știu ce gândește. Doar că atâta timp cât spui despre mine ceva ce nu s-a întâmplat, mi se pare asta te definește pe tine ca om. În primul rând minți și nu poți să... Nimeni nu o să mai poată să creadă ce spui tu vreodată, da? Nu ai niciun adevăr în ceea ce spui și atunci, nu știu, decât să te lauzi tu, să-ți faci o imagine pe niște afirmații false, ce imagine? Un conflict care ar fi putut degenera în favoarea ispitei a fost dezamorsat încă din primele momente ale interacțiunii celor doi oameni care, după un an, s-au revăzut în același loc. Eu cu Aurel nu vreau, nu mai am, de fapt nu am ce să vorbesc, nu vreau să mai avem vreo legătură, că oricum am avut o legătură doar în cât a fost filmat și atunci, dacă acum nu mai este rolul meu să stau să-l cuciresc pentru că văd că deja se scaldă în alte ape, eu văd de treaba mea cu Adrian și, nu știu, cam aici o să încheie apele și discuțiile cu Aurel. O discuție aprinsă, urmărită de la mică distanță de cel mai curios spectator. E de la Maria, cred. De la Maria, bărbatul care așteaptă din partea Mariei exclusivitate. Uite, să uite la gelos. E gelos. Crezi că o să-ți strice apele? Și dacă le strică, știi, mă descurc să le repar. Ia uite, iubita ta. Stai jos. Stai jos, iubita. Apele mi le fac singură, știi cum e, deci nu are nicio șansă. Mulțumim, Aurel, ești într-un drag. Mulțumim. Atenția contează, mă fac un duș, băi, și ne schimbăm și ieșim. Și eu, băi, mă duc să mă duc să mai dorm. Trebuie să rămân constantă, să nu cumva să dea înapoi, pentru că nu vreau să creadă că, nu știu, am fost doar un rol și atunci nu vreau să nici să el să se scoate, știi, domne, am căzut în ispit, a fost o rătăcire, pentru că vreau prietena lui să vadă cum este el, de fapt.